Școala specială din municipiul Pașcani a câștigat locul 3 în campionatul reciclării, cel mai mare exercițiu național de mobilizare a școlilor și comunităților pentru reciclarea deșeurilor. În cadrul competiției, peste 2,6 milioane de deșeuri reciclabile au fost colectate de școlile din România, într-un efort susținut de elevi, cadre didactice și comunități locale. Copiii de la Școala Gimnazială Specială Pașcani împreună cu cadrele didactice, dar și cu cadrele nedidactice, au participat la un concurs național foarte interesant, intitulat Campionatul Reciclării, concurs care a fost organizat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, în parteneriat cu Ministerul Mediului. La acest concurs s-au înscris un număr de 272 de școli din România, iar noi ca și școală ne bucurăm că am reușit să contribuim la această campanie națională de reciclare. Am reușit deci să obținem un loc 3. În perioada martie-iunie, elevi, părinți și profesori s-au implicat activ în ceea ce privește reciclarea, de la cursuri în acest sens, activități pe această temă și până la strângerea ambalajelor, precum sticlă, peturi sau doze de aluminiu. A fost o activitate foarte interesantă derulată în perioada martie-iunie de mobilizare a tuturor copiilor, părinților, personalul școlii pentru a aduna cât mai multe peturi, cât mai multe sticle sau cât mai multe doze, pentru că aceste tipuri de deșeuri au fost reciclate. Specialii de Pașcani au reușit să recicleze peste 20.000 de bucăți de ambalaje reciclabile menționate. Fie au adus de acasă zi de zi sticle, doze și peturi, fie au mers la mai multe restaurante din Pașcani și împrejurimi pentru a strânge o cantitate cât mai mare. Ca și criterii în jurizare, au fost nu numai cantitatea de deșeuri adunată și cu aceste deșeuri mergeam la magazinele Kaufland și în acele locuri de reciclare le introduceam și luam bonurile. Deci nu a fost numai vorba despre cantitatea de deșeuri, ci a fost vorba și despre, ca și criteriu de jurizare, și de numărul de activități educative pe care le-am derulat cu elevii pe teme de reciclare, dar și număr de profesori care au participat la niște cursuri de formare organizate de către finanțatori. Și un al treilea criteriu a fost numărul de voturi adunate de la clienții Kaufland de pe Facebook. După cum vă spuneam, mobilizarea a fost foarte mare și mă bucur că, în primul rând, copiii au participat cu mare drag la această activitate. Să ajungem performanța să reciclăm peste 20.000 de bucăți de peturi sau sticle sau doze, vă dați seama că n-a fost ușor. Fiecare dintre noi veneam de acasă și aduceam câte un sac cu acest tip de deșeuri, dar ce a fost foarte important și, zic eu, o idee foarte bună a colegilor mei, a fost implicarea comunității locale. Așa au reușit să se claseze pe locul 3 și să obțină un bine meritat premiu de 25.000 de lei. Premiile obținute se vor concretiza prin investiții în infrastructura educațională a unităților de învățământ câștigătoare, de la dotarea claselor și a laboratoarelor de studiu, a terenurilor de sport, a curților, școlilor, a bibliotecilor și până la achiziționarea de softuri educaționale, laptopuri, table multimedia și videoproiectoare. Și aici mă refer la foarte mulți agenți economici care ne-au ajutat și toate deșeurile le-au fost date și le-am dus la reciclat. Și aici aș da citire celor care au participat alături de noi la această campanie națională de reciclare, și anume Restaurant Aroma, Restaurantoria Incanto, Restaurant Select, Restaurant Papo, George & Grill, Sece Grand Casino SRL, Restaurant Corona, Restaurant Cabana Vânătorească, Restaurant Popas Mosca, Restaurant Grand Castel, Sece Apostrof Com SRL, Zireto, Monjardin, Cofetăria Unicorn, Restaurant Namaho și Pizzeria Iza, cărora le mulțumim foarte mult că au ajutat elevii școlii să câștige acest premiu. Acest premiu este în valoare de 25.000 de lei
Și conform regulamentului, el va fi folosit tot în interesul școlii, identificând niște nevoi, poate, de dotări cu diverse echipamente sau amenajări de spațiu. Împreună cu echipa de proiect, analizând situația, vom vedea ce vom face cu acești bani. Încă o dată mulțumim tuturor pentru implicare și mi-aș dori acest gen de acțiune să le desfășoare toate școlile și să fie o constantă, astfel încât cantitatea de deșeuri reciclate să crească. Campania, care a mobilizat 272 de școli din 40 de județe, s-a axat pe trei direcții cheie. Colectarea separată a deșeurilor la aparatele de colectare automatizată de la Kaufland, organizarea de sesiuni de formare pentru ecoprofesori și susținerea de către aceștia a unor cursuri de educație ecologică pentru ecoelevi.